Crima din Petroșani a fost elucidată. Anchetatorii au reținut marți seară un bărbat pe care îl bănuiesc că ar fi ucis o femeie de 35 de ani, apoi a ascuns cadavrul într-o zonă de la marginea orașului. Bărbatul nu este la primul omor. În seara zilei de 26 martie, o femeie, pe jumătate dezbrăcată, a fost găsită moartă pe un deal din municipiul Petroșani. Corpul femeii a fost găsit aruncat prin niște mărăcini de câțiva trecători. Echipele de prim ajutor doar au constatat decesul. Corpul femeii prezenta semne de putrefacție. Anchetatorii au constatat că trupul avea mai multe lovituri pe picioare și la nivelul gâtului. Ulterior, s-a stabilit că este vorba de o tânără de 35 de ani, originară din comun General Bertlo. Potrivit unor surse, femeia practica prostituția în municipiul Petroșani. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Anchetatorii l-au identificat pe făptaș, care nu ar fi la prima asemenea faptă. Prin ordonanța din data de 17 aprilie 2024, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat prevăzută de articolul 188 aliniatul 1, 189 aliniatul 1 litera E cod penal, cu aplicarea articolului 41 aliniat 1 cod penal. În sarcina inculpatului din cauză s-a reținut că la data de 19 februarie 2024, în intervalul orar 21:53, 23:12, în timp ce victima se afla în compania inculpatului, condamnat anterior pentru comiterea infracțiunii de omor calificat, pe raza municipiului Petroșani, acesta din urmă a ucis-o prin sugrumare, după care a ascuns cadavrul victimei pe un teren viran din apropierea fostului poligon de tragere din municipiul Petroșani. Prin ordonanța din data de 16 aprilie 2024, ora 20:10, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus reținerea inculpatului pentru 24 de ore, iar la data de 17.04.2024 au formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, care a fost înaintată Tribunalului Hunedoara. Instanță ce a stabilit ca termen data de 17.04.2024, ora 15:15, pentru susținerea propunerii de arestare preventivă. Miercuri după amiază, instanța a decis arestarea preventivă autorului pe 30 de zile pentru omor calificat.